Bună ziua, comandos, și bine ați venit la Puppy Kitchen. Ce mai faceți? Ia să vedem dacă ghiciți ce vreau să fac aici. Ia uitați ce am pe aici. Ok. Hai, ghiciți repede, ați ghicit? Nu? Bun, vă spun eu. Am decis să fac o pizza. Am aici lotul care a făcut tot ce a trebuit. Îl scot, îl mai las, îl frământ puțin, îl las cu 10 minute. După aia îl pun pe tot pe această tavă. Stecare. Ce niște sfeclă și ridiche roșie murate, o să-i dea gustul așa murat la pizza mea. Ok, pe aici pe acolo, după cum vedeți, se încarcă ciupercile, îi dă o notă mai negră, n-aș fi vrut, dar asta e pizza de post și trebuie să o facem așa cât mai consistentă. Pizza a fost dată la bază pentru săraci. Acum am sușit. Adăugăm așa ceapa și usturoiul.
Dacă aș fi avut ceapă roșie, aș fi pus ceapă roșie. Nu am, pun ce am. Pus la doamna grădină și mi-am luat acolo. Puțin pauză să curăț pe aici. Mai aveam și o roșie Sherry, care era stinghieră și am zis o adaug și pe ea, uite așa aici. Perfect, la Papi Kitchen. Ho, ho, ho. Ingredientele necesare. Bineînțeles, sărică. Asta e sare chinezească, deci nu e atât de puternică, nu e ca sarea românească. Uitați, aici mi s-a întins, dar nu e pe aici, să mâncăm și în cursul ăsta. Uite așa. După care, duc de ulei, mai am puțin. Uite așa. Perfect, o spun. Presat la rece, foarte amar, dar bun pentru sănătatea noastră. Și am aici un amestec din zona Oceanului Indian, făcut după gusturile lor, care e foarte bun. Nu e nici iute. E exact cât trebuie, știți. Am aici niște cimbeleți. Ia uitați-l. O să luăm și noi așa o cremăță mai bună. Și îi tragem așa la vârf, la coadă. Totdeauna dacă îl tragem de la coadă în sus, de la rădăcină în sus, e mai greu de rupt. Dacă îl tragem invers, el se rupe excelent. Presărăm pe aici pe acolo să-i dea gustul ăla așa de cimbruleți. Perfectus la Papi Kitchen. Așa, ia uitați, să fac așa un clip mai de aproape, că îmi place de telefonul ăsta, care are culori foarte, foarte performante. Hai să mai dăm și așa, ca să nu avem lumină, adică umbră, de fapt. Perfectos la Papi Kitchen. Uitați ce avem aici. Ok, haide să-l băgăm în cuptoraș. Ia uitați, băgăm așa la mijloc și lăsăm încetișor așa și mai mult de 20 de minute, după simț, așa să simțim că coca este bună. Ciao, ciao! Bun, 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 așa arată pizza, am ținut-o puțin mai mult că mi se părea că nu e prea făcută și acum a devenit mai crocantă. De fapt am uitat-o puțin, la fund s-a făcut. Ok, urmează să gustăm, da? Mergem și ducem și la nepoți să le facem o surpriză. Ciao, ciao! Pe data viitoare!